Moldovenii, eu gândesc că ar trebui o unire cu cineva, că singurii n-o să fac nimic, niciodată. Cred că ar trebui să se întâmple totuși unirea cu România, pentru că majoritatea moldovenilor deja au cetățenie română și ar fi corect din punctul meu de vedere, dar chiar și din punct de vedere istoric, tot suntem o nație, așa că cred că în scurt timp se va întâmpla. Это политический вопрос, мне кажется, поделились люди давно уже на два лагеря, те, кто хотят, те, кто не хотят. Ну, у нас народ такой, сегодня хочет одного, завтра хотят другого, как бы. Я за присоединение к Европе, я за развитие. România este și țara noastră, pentru că noi am fost un popor român și suntem în continuare și nu cred că această despărțitură este una definitivă, cred că pe parcurs o să ne unim și o să fim o țară din nou. Ce credeți despre unirea Republicii Moldova cu România și ar dori moldovenii acest lucru, să fim o țară și un popor? Poate că o să fie peste câțiva ani, doar după ce o să dispară generația asta mai în vârstă, care este legată de comunismul care era cândva. Ce părere și atitudine aveți față de România? Atitudine foarte bună, îmi place poporul român în genere. Acolo învățământul este mai altfel și ai mai multe posibilități ca mai să faci un viitor mai bun. Aveți prieteni de vârsta voastră acolo cu care țineți legătura? Da, am un prieten acolo de România și aștept să vină în vacanță Moldova la noi. Credeți că oamenii și-ar dori unirea Republicii Moldova cu România? С своей точки зрения, мне бы, наверное, этого не хотелось. Все-таки хотелось бы сохранить какую-то независимость. Вы понимаете, так как я говорю по-русски, мы должны иметь свою страну. Хотя я очень уважаю Румынию. Это великая страна, великая культура. Но у нас есть Молдавия, Молдова. Credeți că moldovenii și-ar дори unirea Republicii Moldova cu România? Majoritatea, da. Nu știu, pentru un viitor ceva mai bun. Nana mea e acolo și prietena mea tot acolo învață. Și destul de ok în România, cred că. Și aș dori, cred că, cu Moldova, cu România să unească. De ce? Acolo mai multă posibilitate, e mai bine. Când spun România, spun înseamnă acasă, înseamnă tot ce înseamnă frumos, cultură, tradiții. Mă regăsesc, rezonez cu poporul acesta și sunt tare dornică și tare cred în viitorul apropiat să fim o națiune unită. Ce știți dumneavoastră și ce atitudine aveți față de România? Foarte bună, din cauza că fratele meu învață acolo, acolo și salariile și învățătura. Deci eu, tinerii noștri plec acolo să învețe, dar nu rămân aici. Credeți că oamenii și-ar dori unirea Republicii Moldova cu România? Cred că unii oameni își doresc acest lucru. Eu personal nu îmi doresc. Pentru că nu sunt naționalist. Nu știu, cu ei ar fi mai bine din asta. Nu am o părere anumită ca să spun că sunt pro-unire sau nu. Însă, dacă s-ar întâmpla, nu știu, probabil că ar fi mai bine pentru Moldova. Nu știu dacă și pentru România. Ce părere și ce atitudine aveți față de România? O țară vecină, o țară frumoasă, oameni frumoși. Am vizitat-o de mai multe ori. Eu am o opinie pozitivă și vreau să-i felicit cu ocazia sărbătorii lor. Credeți că moldovenii și-ar dori unirea cu România? Cred că depinde și pe ce moldoveni întrebați. Eu, sincer, dacă se vorbește despre mine și despre oamenii care mă înconjoară, nu. Eu cred că suntem bine independenți și ar trebui să ne focusăm pe noi, pe țara noastră și posibilitățile pe care putem să le avem și mai puțin să ne concentrăm pe oarecare minune care s-ar putea întâmpla.